Salut! Astăzi vă voi prezenta un mic review al tabletei de la cea de la Dell, și anume tableta Dell Strike. Aceasta, mai întâi să-i dăm drumul. Aceasta are un ecran de 5 inch diagonală, care este un ecran TFT capacitiv cu o rezoluție de 480x800 de pixeli. Pornește puțin mai greu. Sistemul de operare care este pe această tabletă este Android-ul. Din păcate este doar versiunea 1.6. Deocamdată nu i-am băgat niciun SIM în el. Arată ceva de genul acesta. Sunt 4 ecrane. Cei care au folosit Android-ul până acum știu despre ce este vorba. Ele se pot customiza aproape toate. Suportă multitasking fiind Android. Este ce vreau să vă zic, după cum vedeți, ecranul este foarte mare, luminos și are o rezoluție destul de bună. Tehnologia care este folosită pentru acest ecran se numește Gorilla Glass, și anume imaginea este foarte clară și ecranul este protejat de zgârieturi, cel puțin asta spun producătorii. Lungimea este de 15 cm, are o lățime de 7.8 și o grosime doar de 1 cm și cântărește 220 de grame. Avem sus, avem camera pentru voice call-uri, cât și senzori de proximitate în momentul în care doriți să să dați un telefon. Procesorul este de 1 GHz, un Qualcomm Snapdragon. Ca și tehnologii are 3G, Wi-Fi și Bluetooth. Are o memorie internă de 1,6 GB. Un RAM-ul și ROM-ul sunt de 512 MB. Mai avem și funcția de are și funcția de AGPS cu tehnologiile de vocale, de ghidare vocală, și anume textul voice și turn by turn. Meniul este foarte simplu. Este asemănător Android-ului de pe telefoanele mobile. Ce mai pot să vă spun? Este faptul că este dotat și cu o cameră de 5 megapixeli cu flash dublu, autofocus. Capacul din spate, ce mi s-a părut mie un dezavantaj, este că în momentul în care îl scoatem, tableta se oprește. Și cred că este din cauza celor doi conectori care fac contact cu capacul, care este metalic. Avem slotul pentru SIM, cardul de 16 GB cu care vine inclus, bateria care este de 1530 de mAh. Asta înseamnă că îți ține tableta în viață, nu știu, aproximativ 2 zile. Pe mine cam așa m-a ținut, cu Wi-Fi-ul pornit majoritatea timpului. Ce mai vreau să vă spun? Pe partea din dreapta a tabletei avem butoanele pentru volum, plus sau minus, butonul care deblochează tableta,
e asemănător cu butonul specific telefonelor Nokia și butonul de cameră. Ce vreau să precizez e faptul că dacă vrem să facem poze, acest buton nu ne duce în interfața de cameră. Pur și simplu trebuie pornită din meniu și de-abia acum putem să facem poze accesând acest buton sau pur și simplu dând apăsând pe ecran. Chestia asta mi s-a părut un dezavantaj. Butoanele, cele trei butoane care le vedeți aici, cel de înapoi, meniu și home, sunt touch. Deci nu sunt fizice, sunt touch. În partea de sus stânga avem butonul pentru meniu. Aici sunt cele patru desktop-uri pe care putem să le ștergem, putem să adăugăm. Baia de notificări. Aici avem scutătură pentru alarmă, bateria ne spune cât la sută este folosită sau și cât mai are. Edge-ul, 3G-ul, Wi-Fi-ul și Bluetooth. Putem să-l activăm de aici și My Settings ne duce direct în meniu de setări a tabletei. Deci mai departe, cei care au folosit Android-ul, cum am mai spus, voi fi familiarizați cu folosirea acestei tablete. Cam atât și în câteva zile voi scrie un review complet al acestei tablete de la Dell, care mi se pare un competitor pentru tabletele la celor de la Samsung sau celor de la Apple. Vă mulțumesc!